de busuioc. Haideți, fetelor, la joc. Haideți, fetelor, la joc. Să jucăm sârba pe loc. Sârba noastră gurjenească, cine o joacă să trăiască. Sârba noastră gurjenească, cine o joacă să trăiască. Hop, 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 faceți loc. Pune-i cuța într-un joc. Hop, 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 faceți loc. Sâmbătă seara cântă neaion cu vioara. Cântă sârbe gorjenești, cantiți manar și bălești. Ioana lunenea gheorghiță, intră-n sârbă, ia de sculță. Mă prind și eu lângă ea, măi, că e gorja gădea mea. Pop, 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 faceți loc. Cu mândruța intr-un șoc. Pop, 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 faceți loc. Eu cu Ioana vreau să joc. Hai, mândruță, și-o-mi juca. Să trăim alăturea. Să plecăm cu glos cansat. Să vestim că ne-am luat. Și cu car cu patru boi, măi, cum e obicei la noi. În car să pui festrea toată. Să te duc la mine acasă. Să trăim alăturea. Cu dorul și dragostea. Bine ai venit! Iată-te alături de eleva ta astă seară. Da, mi-aduc aminte acum 7 ani când a venit la mine, avea așa niște codițe, cam așa și cu drag. Între timp, ia uite. I-au crescut, i-au crescut, a crescut și ea, eu încă cresc. De fapt, ce o recomandă pe ea pentru scenă? Este un copil cu minte serios în primul rând și i-a dat Dumnezeu un har frumos, adică un chip frumos și are un glas foarte frumos. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost astă seară alături de ea. Mulțumim tare mult și te mai așteptăm la noi. Draga mea, să auzim ce spune juriul. Eliza Stan, vă rog. Mie mi-a plăcut foarte mult și am apreciat într-un mod cu totul special faptul că Ion Drăgan a acceptat să cânte într-o tonalitate care îi vine bine concurentei. Și se vede clar față de proba întâi un progres. Bravo! Mulțumim! Niculina! Foarte frumos. Sârba aceasta, îi se mai spune și șchioapa. Vine de la o poveste, cum că bătrânii care, eu știu, la vârsta a treia nu mai pot să joace, totuși, din dorința de a juca, intră în horă și joacă pe estamul acela. Deci cu un fel de picior ridicat și atunci i-a rămas numele de șchioapa. Felicitări, frumos și, într-adevăr, calitățile de pedagog ale lui Ion Drăgan se văd. Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! E într-adevăr fascinant să vezi zone diferite ale țării, cum se manifestă, de parcă am fi țări diferite, de fapt. Au trecut triburi multe, mai ales în câmpie, și unele s-au așezat acolo. E, uite aici ce diferență uluitoare de temperamente și de fizionomii, pentru că cei din Maramureș parcă îi cunoști. Toți sunt mai spelbi, așa, nu prea s-au căsătorit cu cei din vale, sau numai cu aia din vârful dealului. Și nu știu, așa am sentimentul ăsta. Și muzica asta este uluitoare, de unde apare ea și cum îi definește, nu știu, caracterul, poate și caracterul, dar... În mare măsură, da. Da. Spune ceva despre rădăcinile lor, care sunt ciudate și altfel decât v-a plăcut celelalte. Momentul? Mi-a plăcut foarte tare, da. Bun, mulțumim! Da? Grigore Leșe, vă rog. De câte ori îl văd pe Ion Drăgan,
Sunt impresionat așa foarte tare. Eu știu zbaterile lui de acum 30 de ani. Este o vorbă, zice, am să te apăr până să mă ajungă aripile la pământ. Este vorba asta. Eu, pentru mine, Ion Drăgan este o bucurie, pentru că el începe să strălucească. A fost foarte bine, a fost un moment frumos. Mai bine ca la proba întâi? Da. Bun. A fost mai bine. Bun. Succes! Ne revedem cu tine la proba a treia, da? Cu încredere. Sunteți tare mândru de fiica dumneavoastră. Are ceva. Deschide porți către suflet. Nu crede mai. Nu știi ce frumos vorbește tatăl tău. Tocmai ne spunea tatăl tău că tu deschizi porți către suflet. Da. Nu întotdeauna. Uneori face rasul așa. Dar când are ea momentul ăla, n-ai ce să... Aveți voie să o îmbrățișați, aveți voie să o felicitați. Mulțumesc.